Alexander Lukashenko, avertizment către Kremlin. A cerut Rusiei să fie pregătită să folosească arme nucleare. Șeful regimului din Belarus, Alexander Lukashenko, a cerut Kremlinului să fie pregătit să folosească arme nucleare. El a spus acest lucru în timpul unei întâlniri cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. Președintele Belarusului, Alexandru Lukashenko, susține că țara sa și Rusia nu au recurs încă la un răspuns în oglindă la zborurile aviației occidentale, care practică utilizarea armelor nucleare. Pe 25 iunie, președintele rus Vladimir Putin a anunțat că va preda în curând complexele Iskander ale Belarusului, care ar putea folosi rachete balistice și de croazieră. Putin a subliniat că aceste rachete ar putea avea focoase nucleare. Alexander Lukashenko, noi nu am făcut-o încă. Dar trebuie să fim pregătiți. Alexander Lukashenko a spus în cadrul întâlnirii că Rusia are depozite de muniție nucleară. Și, așa cum a spus corect Putin, focoasele lor nucleare sunt localizate în șase locații, în șase țări. Nu a fost o înscenare. Inclusiv armele nucleare și restul. Am mai făcut o jumătate de pas. Ei zboară și se antrenează până la urmă. De ce se antrenează? De ce transportă rachete nucleare de exercițiu? Pentru a putea încărca o bombă nucleară într-un avion și a o lansa mâine unde este necesar. Acesta este motivul pentru care nu am recurs încă la un răspuns în oglindă. Rusia are depozite de muniție nucleară, noi nu avem. Și, așa cum a spus corect Putin, focoasele lor nucleare sunt localizate în șase locații, în șase țări. Potrivit lui Lukashenko, Belarus și Rusia nu au răspuns încă la instruirea aviației occidentale privind utilizarea armelor nucleare, doar jumătate de pas a fost făcut în acest sens.